Salutare tuturor! Un 2021 mai bun decât 2020. La mulți ani! Astăzi vorbim despre modul prin care am descoperit defectul unui electromotor de la o motoretă KTM 250. Înainte să începem, vă reamintesc obligativitatea respectării regulilor de protecție a muncii. În acest episod vă voi arăta cum puteți descoperi defectul unui electromotor, fie el de la un autoturism, fie de la o motoretă, cu ajutorul unui osciloscop. Un amic mi-a adus motoreta pentru verificări, acuzând faptul că aceasta nu pornește cu ajutorul electromotorului, dar pornește imediat la pedală. Din start, am exclus orice problemă legată de aprindere, alimentare, etc. Fiind deja întuneric, nu am reușit să folosesc camera video pentru a filma testele efectuate, dar vă voi prezenta formele de unde înregistrate cu ajutorul osciloscopului și vă voi explica cum am ajuns la concluzia că electromotorul este defect. Pentru a elimina orice dubiu, am verificat acumulatorul care era în stare bună și încărcat. Am măsurat căderea de tensiune de la acumulator până la electromotor. Cele două canale ale osciloscopului sunt conectate astfel. Canalul A pe borna pozitivă a acumulatorului și canalul B pe borna pozitivă a electromotorului. Masele ambelor canale sunt conectate la borna negativă a acumulatorului. Pe ambele canale am folosit atenuatoare de 20:1, pentru a evita ca anumite vârfuri de tensiune să ajungă în osciloscop și să-l deterioreze. Căderea de tensiune se observă prin diferența valorilor de pe coloana 2 și este de aproximativ 1 volt. Nu depășește specificațiile date de producător. Tot pe această formă de undă, am observat o oarecare uzură a contactului releului de acționare a electromotorului. Această linie ar trebui să fie o linie verticală, dreaptă, fără oscilații. Se poate observa această oscilație, care indică oarecare uzură a contactului releului. Am explicat amicului meu faptul că este posibil să fie necesară înlocuirea acestui releu în viitorul apropiat. Apoi am pus un clește ampermetric pe conductorul de alimentare a electromotorului și am făcut setările osciloscopului. După cum se poate observa, se disting foarte bine întreruperile de contact dintre periile de carbon și colectorul rotorului. Motoreta nu a pornit nici după 1,3 secunde de la acționarea electromotorului, ceea ce înseamnă un timp foarte lung pentru acest motor. Am trecut la remedierea defecțiunii prin demontarea carcasei electromotorului și înlocuirea periilor cu unele de origine. Se observă perile consumate până la conductorul de alimentare. Verificăm să nu avem scurt-circuit între bobinaj și masă, apoi verificăm dacă avem întreruperi sau scurt-circuit în bobinaj prin verificarea rezistenței dintre lamelele colectorului. Ar trebui să avem aceeași rezistență pentru toate bobinele, în acest caz 0,1 ohm. Curățăm cu atenție pilitura de grafit dintre lamelele colectorului și de pe statorul electromotorului. Gresăm bine rulmentul, care este în stare bună.
demontăm suportul perilor, care este ținut în poziție de două șuruburi cu cap cruce și de peria care este cositorită de borna pozitivă. Din fericire, suportul perilor este în stare bună. Gresăm și acest lager, care este de asemenea în stare bună. Montăm la loc suportul de perii, înlocuind șuruburile de fixare, arcurile și periile cu cele noi primite în colet. Cositorim peria conectată la borna pozitivă, apoi o conectăm pe cea negativă, prinsă la masă cu unul din șuruburile de fixare a suportului de perii. Verificăm mișcarea lină, fără blocaje a periilor pe canalele de ghidaj, apoi introducem rotorul cu ajutorul unei mici șurubelnițe, cu care îndepărtăm periile pentru a nu le deteriora. Pentru a nu fi atras de magneții statorului, trebuie să menținem rotorul apăsat în suportul de perii. Aliniem marcajele și trecem la celălalt capac, gresând și axul rotorului. De asemenea, aliniem cele două marcaje și strângem șuruburile de fixare.
Testăm electromotorul urmând testarea pe motoretă. În această formă de undă am inversat canalul B deoarece am plasat cleștele ampermetric cu polaritatea inversată. Acest lucru nu afectează rezultatul, doar forma de undă apare inversată. Electromotorul mai prezintă ceva întreruperi, deoarece periile sunt noi și încă nu sunt formate după uzura colectorului. Se vor așeza perfect după câteva porniri. După cum se poate observa, motoreta a pornit în doar 0,28 secunde. Sper că aceste informații v-au fost utile. Pe curând!